Bună dimineața! Cum se manifestă plumpoxul pe fructe? Acesta este un prun vânăt, clona veche, bătrân, peste 50 de ani, pe care l-am regenerat în speranța că vom avea gustul fructelor acela de altă dată. Din păcate însă el este infestat cu plumpox și se văd clar aici pe frunze. Am mai arătat eu când eram în vegetație tot pe el cum arată plumpoxul. Adică aceste cerculețe, mai deschise la culoare, aceste benzi, nu sunt date de carențe, ci este plumpox. Este un, sau vărsatul prunului, da? Este un virus. Ei, din păcate, acest virus se manifestă și pe fructe. Dacă o luăm pe asta, mergem un pic la întuneric. Avem aceste, dacă mai am câteva. Avem aceste adâncituri de uniformități. Numai văi și munți pe fruct. Evident un aspect urât și toate sunt așa. Da? Din păcate este caracteristică de soi. Adică dacă am luat altoi din el și am altoi pe altceva, tot așa ar rezulta. Deci soluția este doar cultivarea de soiuri rezistente la vărsatul prunului. Plumpox sau șarca. Nu există tratamente pentru așa ceva. Exista pe vremuri niște, sau chiar și acum, Statele Unite, niște tratamente cu ceva antibiotice mai tari, dar nu, la noi s-au interzis, în Europa nu se mai practică, ci doar prin Statele Unite. Sau poate prin unele țări din Europa să se mai practice. Aș vrea să și desfac una, o să pun pauză, că nu pot să țin telefonul, ca să vedem cum e și în interior. Cam așa arată prunele în interior. Nu sunt foarte aspectoase. Trebuie menționat că nu sunt interzise consumului uman, adică nu se întâmplă nimic dacă mâncați. Însă gustul nu este cel așteptat. O să încerc să vedem și dacă pe sâmbure se ved circulețele caracteristice. Da, uitați aici. Dacă se observă, dita mai cercul, mai închis la culoare. Da. Să vedem și pe celelalte. Deci, sunt anumite sâmburi pe care se observă mai... alte soiuri pe care se observă mai bine.
E, poate să fie și la caise, de exemplu, sau piersici, se poate observa acest virus. Și el se transmite, bineînțeles, de la... Da, și aici niște semne mai micuțe, dar aici la capăt. Deci venele astea așa mai închise la culoare. Deci nu se pot cultiva asemenea prun. Deoarece ne bate în joc de fructe și de timpul nostru. Deci cred că ziceam că se mai pot găsi și la alte specii, nu numai la prun. Poate să fie la cais, poate să fie la piersic. Soluția este să locuim soiurile sensibile cu soiuri cel puțin tolerante. Da, de exemplu, cum este anașpet, pe care vi l-am mai prezentat. Anașpetul e tolerant. Deci chiar dacă poate mai apare pe frunze, pe fructe sigur n-o să observați, deci nu schimbă calitatea și gustul fructelor. Cam asta. Am vrut să vă arăt deși pe fructe cum apar. Cum apare plumpox. Mulțumesc.